Bine v-am găsit la știri. Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii rutieri din județul Hunedoara au fost implicați în mai multe acțiuni de prevenire și informare cuprinse în cadrul Săptămânii Mondiale a Siguranței Rutiere. Una din campaniile susținute și de polițiștii hunedoreni este cea dedicată conștientizării existenței motocicliștilor în trafic. Campania Națională Motocicliștii Există în Trafic urmărește combaterea indisciplinei motocicliștilor. Totodată, acțiunile din trafic îi vizează și pe conducătorii auto, care, odată cu sosirea sezonului cald și implicit cu apariția unui număr mai mare de motocicliști în trafic, trebuie să acordă o atenție sporită când sunt la volan. Motocicliști Există în Trafic este o campanie de prevenire a accidentelor rutiere în care sunt implicați motocicliști, desfășurată în perioada martie-octombrie 2015. Poliția rutieră chiar a realizat un clip video cu un mesaj extrem de sugestiv. Haideți să-l urmărim împreună! Bebelușii din județul Hunedoara nu vor rămâne fără vaccin hexavalent. Noile stocuri urmează să ajungă la Direcția de Sănătate Publică în jurul datei de 20 mai. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, vaccinul hexavalent este foarte important în imunizarea bebelușilor și asta deoarece îi protejează pe cei mici împotriva a 6 boli. Nu vom avea probleme de întrerupere a vaccinării bebelușilor până într-un an cu vaccinul hexavalent. El conține vaccinarea împotriva 6 boli, dintre care avem hepatita de tip B, poliomelita, pneumonia cu hemofilus influenzae, tusea convulsivă, difteria și tetanosul. Deci sunt boli grave care sunt prevenite printr-o singură înțepătură. La nivelul județului Hunedoara, din fericire, până acum bebelușii au putut fi vaccinați împotriva celor 6 boli, dar conform medicilor specialiști, dozele de vaccin hexavalent sunt pe terminate. Școala Europeană Andrei Șaguna din Deva a sărbătorit Ziua Europei la sfârșitul săptămânii trecute. Copiii au inscripționat cuvinte de pace, prietenie și amiciție pe 30 de baloane albastre și galbene. Elevii și profesorii de la Școala Europeană Andrei Șaguna din Deva au dorit să marcheze Ziua Europei într-un mod mai puțin obișnuit. Proiectul Baloanele Prieteniei a fost promovat printr-un spectacol, iar elevi din fiecare clasă au inscripționat câte un balon. Noi în fiecare an organizăm astfel de activități. În ziua de 9 mai sau premergător sau după, depinde cum este eșalonată ca zile lucrătoare sau libere, și la clase, activități și la nivelul unității școlare. Astăzi am considerat că este un moment plăcut, este vreme frumoasă și am încercat să lansăm 30 de baloane. Ne bucurăm că măcar așa putem da mâna unii cu ceilalți. Copiii sunt fericiți, fiecare moment punctat aduce pe fețele lor o stare de bine și în sufletele lor. Lucrează în echipe, s-au pregătit, s-au îmbrăcat în culorile specifice Uniunii Europene. De 2 ani ne pregătim și învățăm multe, multe lucruri despre Uniunea Europeană și astăzi, ca de obicei, la Școala Andrei Șaguna au loc evenimente importante. Punctăm astfel de evenimente, cu acestea rămânem în suflet și cu bucuria momentelor trăite împreună. Meșterii baloanelor au fost toți elevii de la clasa 0 până la clasa 8, îndrumați cu atenție de cadrele didactice. Astăzi sărbătorim Ziua Europei, care va fi mâine pe data de 9 mai. Sărbătorim Ziua Europei, adică 9 mai. Ce semnifică ea? Semnifică apropierea tuturor popoarelor și iubirea care se leagă între ele. Astăzi școala mea sărbătorește Ziua Europei. Și ce ați pregătit voi pentru astăzi? Noi am pregătit niște stegulețe care să prezinte că noi suntem, noi ne iubim continentul și vrem să-l apărăm. La finalul activității, baloanele au fost lansate cu mare grijă în curtea școlii spre bucuria realizatorilor lor și spre admirația publicului larg.
Elevii de la școala gimnazială din Vețel, susținuți de cadrele didactice, au sărbătorit și ei Ziua Europei, care se celebrează în fiecare an pe data de 9 mai. Aceștia au organizat un spectacol deosebit la Teatrul de Artă Deva. Proiectul Europa Casa Noastră, realizat de elevii și cadrele didactice de la școala din Vețel, a fost promovat printr-un spectacol muzical geografic ce s-a desfășurat ieri la Teatrul de Artă Deva. Astăzi noi sărbătorim Ziua Europei, un spectacol, muzică, dans și poezie, în care vrem să promovăm tradițiile noastre naționale, precum și tradițiile alte țări. Prin acest proiect, profesorii coordonatori au dorit să îi implice pe elevi în promovarea obiceiurilor și tradițiilor regionale și naționale, aparținând popoarelor din Uniunea Europeană, precum și a istoricului Uniunii Europene. Au participat la acest proiect copii din județ și din țară, peste 10 județe participante și foarte multe școli. Scopul acestui proiect este cunoașterea istoricului Uniunii Europene, precum și a tradițiilor și obiceiurilor popoarelor din Uniunea Europeană, pentru că deviza Uniunii Europene, Unitate Universitate, am adoptat-o și noi și ne dorim ca obiceiurile și tradițiile popoarelor și interculturalitatea să-și pună cuvântul în acest proiect. Elevii au realizat creații literare, filmulețe video prin care au prezentat istoricul Uniunii Europene, țara sau regiunea în care trăiesc, precum și obiceiurile sau tradițiile locale ori naționale a popoarelor din Uniunea Europeană. Am făcut un PowerPoint cu această temă. Ce crezi că vei câștiga? Păi să sperăm că să câștig. Am pregătit o cote, cota pinguriei și un salut la final. Și crezi că vei câștiga? Da. La final, micuții au fost recompensați de părinți și profesori cu aplauze, iar juriul i-a premiat pe câștigători cu diplome și premii. Primăria municipiului Hunedoara a inaugurat terenul de joacă pentru copii construit în Parcul Tineretului. Cu această ocazie, hunedorenii au fost invitați la o plimbare cu trenulețul turistic pe bulevardele municipiului. Lucrările la cel mai modern loc de joacă din Hunedoara au început în luna aprilie pe un teren din Parcul Tineretului. Investiția a fost estimată la 130.000 de lei. Ieri, locul de joacă a fost inaugurat de reprezentanții primăriei Hunedoara, chiar dacă, spun aceștia, părculețul pentru copii va fi extins în următoarea perioadă. Am alocat încă de la începutul anului 260.000 de lei pentru locuri de joacă. În final, în total, vom avea până la sfârșitul anului cel puțin 12 locuri de joacă. Acesta este primul dintre ele și cel mai de efect. Părculețul pentru copii, construit în vecinătatea catedralei din parc, este acoperit cu un material sintetic care va preveni rănirea celor ce îl folosesc. Tot ieri, copiii care au pătruns în Parcul Tineretului au fost invitați la o plimbare cu trenulețul turistic. Trenulețul, care a costat aproximativ 20.000 de euro, va fi destinat celor care vor să viziteze municipiul Hunedoara. Destinația lui este de a face legătura între grădina zoologică și castel. Turiștii care vizitează castelul Corvinilor vor avea posibilitatea să fie transportați la grădina zoologică și aduși înapoi la mașini sau la autocare. Când va putea fi folosit trenulețul? Acum lucrăm la amenajarea drumului, drumul de acces către grădina zoologică. Sperăm ca în 2, maxim 3 săptămâni. Reprezentanții primăriei Hunedoara susțin că în următoarele săptămâni mai multe locuri de joacă din municipiu vor fi restaurate. Federația Română de Atletism a anunțat că recordurile stabilite de atleta Florentina Marincu, legitimată la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva în proba de săritură în lungime, au fost ratificate și omologate. Mai mult, saltul de 6 metri și 79 de centimetri îi asigură Florentinei participarea la Mondialele Seniorilor. Cele două recorduri europene de sală la nivel de junior stabilite în proba de săritură în lungime de atleta Florentina Marincu de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva la campionatele europene de sală desfășurate în luna februarie la Praga au fost ratificate și omologate. Sportiva antrenată de profesorul Nicolae Alexe a fost cea mai tânără participantă la campionatele europene indoor de la Praga și a doborât de 2 ori recordul european de junioare.
Câștigând medalia de bronz în proba de săritură în lungime cu un salt de 6 metri și 79 de centimetri, după ce anterior sărise 6 metri și 73 de centimetri. Mai mult, saltul de 6 metri și 79 de centimetri reușit de Florentina Marincu reprezintă baremul de calificare la campionatul mondial al seniorilor, care va avea loc în China între 22 și 30 august. Pentru performanțele obținute în Cehia, sportiva de loc din comuna Șoimuș a fost recompensată cu un premiu de 10.000 de euro. Atleta, antrenorul său și clubul pe care îl reprezintă au fost felicitați de oficialii Federației Române de Atletism. Aflăm primele date despre vreme ale zilei chiar acum la știrile dimineții. După ce în weekend vremea în județul Hunedoara a fost caldă, plăcută, astăzi termometrele sunt mai zgârcite cu hunedorenii, temperaturile urcând cel mult, conform prognozelor, la 17 grade Celsius. Astfel, pe un fond relativ instabil, sunt așteptate câteva averse de ploaie în majoritatea regiunilor județului. Maxima zilei se va înregistra în zona centrală, Deva, Hunedoara, Simeria și Călan, cu 17 grade Celsius, 16 grade Celsius la Brad, 15 grade Celsius la Orăștie, Giurgiu și Hațeg, 13 grade Celsius la Petroșani și Petrila și 12 grade Celsius la Uricani. În Deva, vremea va fi asemănătoare cu cea din restul județului, cu norări și posibile averse de scurtă durată. După minime de 7 grade noaptea, ziua se vor înregistra maximum 17 grade Celsius în termometri. Vă invit acum să urmăriți informațiile din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația întreruptă din cauza unor evenimente rutiere, nici probleme privind fluența traficului pe arterele principale. În județul Hunedoara, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a podului Șoimuș aflat pe DN76, este instituită măsură de restricționare a circulației rutiere cu afectarea unei benzi de circulație, traficul rutier desfășurându-se pe o bandă alternativ dirijat de piloți de circulație. Pe respectivul segment de drum este permisă doar circulația autovehiculelor cu masă maximă autorizată de 7,5 tone, autovehiculelor speciale destinate intervențiilor, precum și a mijloacelor de transport în comun. Amplasarea aparatelor radar. DN7 Deva, Suntuhalm, Simeria, DJ-687 Cristur, Hunedoara, DJ-687 Hunedoara, Hășdad, DN-66 Călan, Băcia, DN-7 Mintia, Vețel, DN-7 Vețel, Leșnic, DN-7 Leșnic, Săcămaș, DN-7 Ilia, Gurasada, DN-7 Gurasada, Burjuc, DN-7 Burjuc, Zam, Deva, Calea Zarant, Suntuhalm, DN-76, Căinelul de Jos, Bejan, Uricani, pe DN-66A, Strada Muncii. Doamnelor și domnilor, acesta a fost primul jurnal de știri al zilei. Eu vă las acum în compania colegului meu, Volodia Macovei, și Deșteptarea la Hunedoara TV. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână ușoară!